Рушини, рушини, пицуцу, ну лац пазит аша, рушини, уамень будь. Au ieșit din fractorii, din sala de judecată, neascultându-și sentința, rușini, oameni buni, rușini! Justiție oarbă, măcelărită e justiția la noi! Iată ce se face! Stau în carapacele astea! Pițuțul merge bine, mersi, încă arba i-au întors-o! Tu, perfilat, și parcă arestat! Tu, perfilat, și parcă arestat! Libertate pentru politici! Libertate pentru politici! Libertate! Libertate! Victorie! Nu contează că noi suntem aici, contează că se trezească lumea! Treziți-vă! Știți că vă fură statul! Nu o să ne dăm niciodată umiliți! Țara e cu tine! Mulțumesc! Străiască țara! Străiască țara de rea! Astăzi țara o să te apere cu tine, tu ai înțeles sau nu? Mulțumesc! Țara asta are datorie față cu tine! Transmiteți că noi avem o dispoziție foarte bună! Păi și cum vine asta? Cineva a intrat și cineva n-a intrat? Tot așa! Și asta? Ну, сейчас я уже буду приедать. Я Да ты сам факт лукру, ну? Факт лукру, да ну, педика, честно, на персоне. Да вон, ну, не педика, а честно, не прямо сало. Шадите, вы коммуникации из интереса, ну? Честно, по кордону, полицы. Ай, гад, это честно. Да, смерть, это честно. Витарики не ты троек! Заводац, полиц! Ну, славится, да, цара, щитики не троешьте! Жестите, коробцы! Карпенко, Костюк, Сондор, Субадель, Четерти, Сентица, Субадель, на Четерти, Янка, Плохотнюк, Чай! Делегация Европейна вроде факт декларации пентру пресу и факту, что я фос наградит честно. I came here today on behalf of the European Union delegation to observe the case related to my phone dar, and I was not allowed by police to enter the corridor. Thank you very much. Acum câteva minute am înregistrat o cerere de recuzare pe numele completului Iurie Iordan, Iurie Lăsă și doamna magistrat Silvia Vrabie, pe motiv că acum, de acum jumătate de an, lună de lună la rând, acest complet a participat la emiterea unor decizii politic motivate în cazul deținutului politic Grigore Petrenco. Urmează să așteptăm să mergem în fața unui colegiu unde să prezentăm motivele recuzării și o să anticipăm o cealaltă recuzare, pentru că în fața completului Iovu, Morozan și Cobzac, dacă nu greșesc eu, care judecă cazurile în sala numărul 7, unde de asemenea a fost distribuit unul din protestatarii apărați de noi, și anume Ioan Mătăsevici, vom înainta o aceeași recuzare pe aceleași motive pe care vi le-am expus.